Suntem în satul Hârtop, raionul Cimișlia, și plantăm de-a lungul râulețului Hârtop 20 de plopi și 20 de salcei, pentru că rădăcinile lor protejează malurile de eroziuni, mai ales că la noi dese sunt inundații când sunt ploi torențiale. Undeva pe 2 km nu-i spun. Da, am văzut. Uite, ce mici. Asta e prima activitate unde implic și comunitatea. Pre marea mea mirare au venit și copii și maturi. Lumea de obicei nu e obișnuită să participe la asemenea activități. Atunci când om face un anumit efort, măcar cu ceea ce putem noi să-l susținem. Și dăm și un exemplu copiilor noștri. De la puțin putem face și lucruri mai mari. Malurile cad și râulețul se îngustează și dacă o spunem copaci, o să fie și umbră la apă și malurile n-o scadă. E un exemplu pentru copii, chiar și un exemplu pentru întreaga comunitate. Majoritatea problemelor pe care le aveam cu râuri mici, cu râuri mari, ar putea să fie rezolvate prin crearea acestor fâșii verzi de-a lungul râurilor. De exemplu, așa un râuleț ca Hârtop ar trebui să aibă 20 de metri de copaci, de arbuști, fiecare mal. După cum vedeți, n-are și iată în ce stare se află. Asta e început, asta e, Rusanda îmi spune, mamă, eu vreau să trăiesc în satul ăsta și vreau să-l fac frumos. Vreau să chem oamenii să se implice și nu să gândească numai acolo că gospodarea mie, dacă comunitatea o să aibă o atitudine serioasă față de dânșă, nu o să dea drumul la animale, nu o să-i furi la urmă urmei, nu o să scoate lemnul care vreți că e de calitate bună. Și atunci la noi, în comunitatea noastră, multe mai multe lucruri frumoase se facă și noi putem, uitați-vă câte și locuri frumoase la noi. Râulețul Hârtop este afluentul râului Cogâlnic. Noi planificăm ca într-un an, doi, să plantăm copaci până la râul Cogâlnic, pentru că acolo e și mai mare dezastru. Activitatea asta face parte din proiectul informal de educație ecologică, civică și culturală și e un proiect susținut de Uniunea Europeană și am deja mai mulți parteneri, cum sunt Comunități Active pentru Democrație Participativă, Seeded Forward, Primăria Comunei Hârtop și organizator Centru de Proiecte Culturale Azart. Totodată am plantat și în fața punctului medical, care e în centru satului, 6 mesteceni și o mini-livadă comunitară, caise și prun. Dacă faci asta anual, atunci lumea se implică și mai mult și deja vin și ei cu inițiative.